Bună ziua și bun venit la o nouă lecție de biologie. Sunt Mihaela de la Șantor și vă propun să învățăm împreună meioza. Ne reamintim că diviziunea celulară începe cu diviziunea nucleului și după finalizarea acesteia au loc diviziuni ale citoplasmei și formarea celulelor fice. În funcție de locul unde se desfășoară și după modul de diviziune a nucleului, există două tipuri de diviziune, mitoza și meioza. Meioza este întâlnită la toate organismele care au reproducere sexuată. Ea se desfășoară în celulele diploide ale organelor reproducătoare, respectiv în ovare și testicule la om. Meioza parcurge două etape, și anume etapa reducțională și etapa ecuațională, fiecare dintre aceste etape parcurgând cele patru faze succesive, și anume profaza, metafaza, anafaza și telofaza. În urma meiozei vor rezulta patru celule haploide, care sunt celule reproducătoare, spori sau gameți, în cazul nostru gameți, ovule și spermatozoizi. Prima etapă a meiozei, etapa reducțională, este precedată de o interfază, în care se realizează dublarea cantității de ADN. Astfel, cromozomii monocromatidici devin bicromatidici. Între cele două etape ale meiozei va urma o altă interfază, dar mai scurtă și fără sinteze de ADN, respectiv fără dublarea cantității de ADN. Prima etapă a meiozei este etapa reducțională. Ea începe cu profaza 1, care este cea mai lungă dintre toate fazele acestei diviziuni. Profaza 1 a meiozei este mult mai complexă decât profaza mitozei. Pe lângă evenimentele care au avut loc în profaza unei mitoze, în profaza meiozei având loc și formarea unor tetrade cromozomale și un eveniment foarte important, și anume schimbul reciproc de gene între cromozomii omologi. Tetradele cromozomale se formează prin apropierea cromozomilor omologi. După ce se apropie, aceștia se ating în niște puncte numite chiasme, schimbând reciproc informațiile genetice. Formarea tetradelor și schimbul reciproc de gene se desfășoară în profaza 1 a meiozei. În metafaza 1, observăm cum tetradele cromozomale recombinate și spiralizate la maxim sunt dispuse în placa metafazică a fusului de diviziune, numită și placă ecuatorială. În anafaza 1, jumătate din cromozomii bicromatidici recombinați migrează spre un pol, iar cealaltă jumătate spre celălalt pol, spre polul opus. Deplasându-se spre poli, cromozomii parcurg jumătate din drum. În această fază are loc un amestec al cromozomilor materni și paterni recombinați spre fiecare pol al celulei, plecând o combinație unică de cromozomi. În telofaza 1, fiecare set de cromozomi bicromatidici ajunge la câte un pol al celulei. Cromozomii se despiralizează și formează doi nuclei. Prin refacerea membranelor nucleare și apariția nucleolilor, observăm că fusul de diviziune a dispărut. Telofaza 1 este urmată de o separare a citoplasmei, numită citochineză, și iată o formare a două celule fice, care sunt haploide, dar, atenție, cu cromozomi bicromatidici. A doua etapă a meiozei este etapa ecuațională și ea este precedată de o interfază, dar scurtă, și deoarece cromozomii au rămas bicromatidici, nu este nevoie de dublarea cantității de ADN. Etapa ecuațională parcurge și ea cele patru faze, profază, metafază, anafază și telofază, iar după desfășurare, după evenimentele lor, putem observa că se întâmplă aceleași evenimente ca și în cazul mitozei.
În profaza 2 apare fusul de diviziune, cromozomii bicromatidici se prind pe fus prin centromer. În metafaza 2, cromozomii bicromatidici se aliniază la mijlocul fusului, formând placa metafazică. În anafaza 2, cromozomii bicromatidici se separă, rezultând cromozomii monocromatidici care migrează spre pol, parcurgând jumătate din drum. În telofaza 2, cromozomii monocromatidici au ajuns la policelulei, unde se va individualiza câte un nucleu fiu. Și telofaza 2 este urmată de o citochineză, respectiv o separare a citoplasmei, astfel încât, în urma acestei etape, vor rezulta 4 celule fice, haploide, cu jumătate din numărul de cromozomi, care vor fi celule reproducătoare. Reținem că meioza se desfășoară în celulele reproducătoare, respectiv în ovar sau în testicule, în cazul nostru al oamenilor. Dacă meioza are loc într-un organism feminin, respectiv în ovar, procesul face parte din ovogeneză și va forma o singură celulă reproducătoare, gametul femeiesc, numit ovul. Celelalte celule, numite globuli polari, degenerează și dispar. Dacă meioza are loc într-un organism masculin, respectiv într-un testicul, procesul face parte din spermatogeneză și se vor forma 4 celule reproducătoare, gameți bărbătești, numiți spermatozoizi. Gameții, astfel formați, vor participa la procesul de reproducere sexuată, când, prin fecundație, se vor contopi și vor forma o celulă ou, numită și zigot, diploidă.